Elevii, studenții și mai nou și pensionarii suceveni se pare că își vor putea procura abonamentele la jumătate de preț după data de 10 februarie. Problema subvenționării diferenței de către primărie nu este chiar atât de simplă, însă va fi lămurită, după cum subliniază șeful administrației locale Suceveni. O problemă mai delicată legată de modul de acordare a abonamentelor pentru elevi și a reducerilor pentru pensionari, așa cum se știe ca urmare a amendamentelor propuse de Partidul Social Democrat, PSD-ul, și cu propunerile AGA de la TPL de a schimba modalitatea de finanțare a subvenției la transport public local. Am fost de acord să se schimbe modalitatea de acoperire a subvențiilor de acolo prin acoperirea pierderii, așa cum prevede legea. Pentru asta, sigur că este nevoie de o hotărâre de Consiliul Local, de mai multe acte normative, de dezbatere publică, pentru că sunt noi categorii de persoane care beneficiază de aceste, ajutoare, de aceste subvenții la abonamente și în speță pensionare. Ca atare, este un proiect care trebuie să stea în dezbatere publică 30 de zile. El a fost inițiat undeva în jurul datei de 10 ianuarie, deci cel mai repede, undeva pe data de 10 februarie, vom putea face o ședință extraordinară de Consiliul Local în care să aprobăm această hotărâre. Până atunci, sigur, rămâne această mare problemă de a acorda abonamente la elevi, dar și aici avem un noroc, zic eu, având în vedere faptul că în perioada 3-9 februarie elevii sunt în vacanță, deci mai rămân câteva zile descoperite. Practic, noi ar fi trebuit pe vechea structură să putem acorda aceste abonamente cu data din 1 februarie. Vor mai rămâne o săptămână, câteva zile descoperite, deci eu estimez undeva pe data de 10 februarie să putem face ședința extraordinară de Consiliul Local, să aprobăm noua modalitate de acoperire a pierderii a subvențiilor la transportul public local, în așa fel încât să poată beneficia și pensionarii de reducerea de 50%, dar și celelalte categorii, în mod special elevii și celelalte categorii prevăzute de lege. De la începutul lunii februarie va fi prezent pe străzile Sucevei, în probe pentru două săptămâni, autobuzul electric. Ne-au anunțat că de săptămâna viitoare vine din nou autobuzul electric, două săptămâni în probe la Suceava. E foarte bine dacă vine pe vreme de asta, să vedem cum se comportă. Sperăm să fie așa.